Această brutărie și-a început activitatea în 1996 în această locație și, într-adevăr, producem cât se poate de natural în condițiile date, fără premixuri, fără conservanți, fără elemente care să afecteze, dacă vreți, sănătatea oamenilor. Încercăm să fim cât mai naturali posibil, cu rețete tradiționale, cu rețete cu maia făcută ca pe vremea bunicii. Denumirea de Vitoșa a fost o inspirație la data înregistrării firmei. În limba slavă, etimologia acestui cuvânt s-ar traduce prin culme, înălțime. Producem pâine, 7-8-10 sortimente de pâine, depinde de comenzi. Producem cozonaș tradițional, alte produse gen japoneze sau alte pletituri pentru obiceiuri tradiționale de Crăciun. Baghete franțuzești, de asemenea, producem. Avem patiserie bogată. Aici avem mai multe cuve de malaxor. Este malaxorul o unealtă de bază într-o brutărie care ne ajută să amestecăm ingredientele și să obținem o rețetă de calitate, uniformitate a produsului respectiv. Asta este producția pe o zi? Producție de câteva ore. De câteva ore. Dimineața. O pâine adevărată, tradițională, românească, cu tot ceea ce trebuie. Cu maia, cu cartof, bătută de coajă, noi urmărim pentru trasabilitate fiecare șarjă de pâine și e foarte important să știi atunci când ajungi pentru ambalare, momentul felierii și ambalării. Aici, de exemplu, avem niște plăcintă cu măr. Deci bine arată. Sunt acele foi, vedeți, care și sunt mai de la cuptor, vedeți că sunt și calde, trebuie să aveți grijă. Aici sunt niște produse de patiserie, să zicem, reprezentative și atunci de cere. În spate avem deja comenzi pentru care le pregătim pentru ziua de mâine. Și marele secret este că oferim întotdeauna produse proaspete, ceea ce înseamnă că produsele vor fi foarte bune din punct de vedere al sănătății pentru consumatori. Sunt montate niște silozuri moderne, făina este stocată pe sortimente și ne ușurează mult munca, în sensul că făina poate veni și este transportată vacumatic, descărcată din cisternă și apoi mai stă o perioadă de timp la maturat și o folosim când avem nevoie pe tipuri de făină. Făină nulă, făină albă de pâine, făină semi, făină neagră. Fiecare siloz are un număr și toată activitatea este automatizată. Aici avem varianta de checuri, acele checuri adevărate, checurile de tălmaciu. Da.